Bine v-am regăsit, dragilor, la un tur de ogradă. Tipicul, clasicul, miticul video cu ce avem comestibil în ogradă. De această dată, în luna martie, începe în solar. Am un castronaj, vreau să îi adun fructe lui Anduțu, să-i fac așa ca o gustare. Și în momentul de față, cea mai mare producție de fisalis o avem în solar și ne-a ținut această producție de fisalis toată iarna. Fructele astea mici, galbene, care sunt foarte bogate în vitamina C. Lui Andy îi plac foarte mult și nu ne putem plânge. Am avut toată iarna, iar acum la început de primăvară este plin fisalisul, adică full. Adunăm și vă mai arăt ce mai avem comestibil plantat de noi în ogradă. Bineînțeles că video nu e făcut să ne dăm noi aici pe șmecherie, pe barosăneală, pur și simplu să vedeți ce cultivăm noi într-o climă mediteraneană. Aici avem fisalisul adunat din solar, mai avem câteva roșii și azi dimineața am uitat să vă arăt că am adunat roșii din astea micuțe cherry. Și n-am dat tufa jos pentru că a început să înflorească din nou, așa că o lăsăm aici să mai culegem roșioare pentru că au început să înflorească și să facă altele, așa că am început sezonul cu roșiile din solar. Pusă sară și leușteanul, ceea ce mă bucură foarte mult că am leuștean proaspăt pentru ciorbică. Dar avem tot așa în solar o grămadă, dar a ieșit și în grădină. Suntem în solarul numărul 1 și aici avem câteva tufe de mărar și câteva tufe bune. Tot ce e verde aici e pătrunjel și e destul de măricel. Asta este o tufă de fisalis nouă. Foi de dafin în spate și o tură rapidă prin grădină. Mandarine colorate, minunate. Mă bucură cel mai mult luna asta e că a început grădina să dea rod și am început să mâncăm din grădină, ceea ce este minunat. Am început să mâncăm din usturoi, îl punem în general la salate și îl tundem, nu îl scoatem cu totul, pur și simplu îl tundem și el răsare din nou și așa facem și cu salata. Am mai luat câte o ceapă, două de aici ca să facem sălățică și unde vreau să vă aduc este la ridichii. Deci Anduțu vine și jumoale singur ridichile pentru că, ia uitați-le, au început să prindă contur și am făcut de două ori sălățică. Bine, nu am luat multe, dar cele mai grăsuțe am început să le adunăm și mai ales Andy, v-am spus, e mare fan ridichii. I-ați văzut deja că am tuns prima oară salata și ia uitați ce mare și frumoasă a crescut din nou. Astăzi am pus iarăși gântărău și vrem să facem o salată verde cu ridichii, cu salată, iar sălățica asta, ia uitați-o ce frumușică e, merge și ea tunsă, să știți. Au și niște ridichii lui Andy, că îi plac foarte mult și le punem acolo în bol. Ei, ia uitați-le ce frumoase sunt mititele, dar pentru baby sunt cele mai bune pentru că nu ajung să fie iuți absolut deloc. Cam astea în grădina cu paturi înalte, ia uitați ce ceapă frumos și că avem, am mai scos din ea, după cum vedeți că mai folosim la salate, avem cum să o iertăm așa chiar pe toată. Grădina clasică, mai avem niște țelină rămasă de toamna trecută, care va fi scoasă în curând, dar acum v-am adus la locul favorit de o lună și ceva. Au început căpșunele să se coacă de-a binelea și să înflorească cu flori mari. Și toată luna am mâncat căpșunele coapte din grădină, nu din solar. Uite, mai am de înmulcit astea două rânduri. Poate astăzi le termin și până una alta hai să adunăm căpșunele. Sunt mici, primele care ies sunt mici, dar uite, florile deja au început să fie mai mari, așa că săptămânile ce vor urma, evident că și căpșunelele vor fi mai măricele. Le punem aici la castronaș. Deci au început căpșunile cele mari să iasă. Ia uite și aici. Primele sunt mititele, iar după încep alea mari să iasă. Căpșunele peste tot. Zi pe Bicu, așa că mă duc să îi spăl captura zilei și bineînțeles ouăle le luăm de la rățuștele noastre momentan pentru că găinușe încă nu avem.
Rățuștele sunt bine mersi și ne dau ouțe în fiecare zi. Revenind în grădină, vreau să vă arăt ce mari sunt fructele nisprului japonez. Îl avem chiar aici la început de grădină, lângă aloi, și este enorm, enorm. Ăsta practic e primul pom fructifer în afară de citrice care se face la noi în livadă. Avem unul aici lângă magazin și mai avem unul în fundul livezii. Locuri, mai avem paturi înalte așa cu căpșunele și mai avem și căldări din astea mari, noi le zicem ghivece, unde plantăm diverse. Aici avem ceapă și niște țelină. Aici mai am un pat înalt din ceva ceramică sau cimeni în sus ăsta, cu pătrunjel. O rățușcă cloșcă care iese acum la băut apă, iar acolo are cuibarul. În numărul 2 avem căpșunele la ghiveci și o salată la ghiveci acolo, enormă, pregătită să fie și ea mâncată. Au început să se facă roșiile plantate la ghiveci. Avem aici chiar o asociere între roșii cherry și ceapă. Mai avem pe aici și mărar, dacă vedeți acolo în spate. Toate roșiile plantate la ghiveci. Uitați-le, sunt înflorite. Ceea ce înseamnă că vom avea cât de curând și o producție de roșii la ghiveci. Mărar mai avem și pe acolo în spate, iar restul sunt răsaduri pentru grădină. Larul numărul 3 sau cam trecut toate, aici aveam ardei, nu mai avem nici ardei, de fapt gogoșari, s-au trecut, cotețul găinilor așteaptă găinușele și aici în țarcul găinilor pe care l-am făcut avem lămâi. Uitați-le ce frumușele sunt, avem lămâi proaspete, proaspete, înțeles, și lămâi care urmează să se facă. În livadă, singurii pomi care au rod în momentul de față sunt mandarinele, ia uite, mandarinii, și mai avem câteva portocale pe aici, pe acolo, dar sunt pe sfârșite. Mai avem un pomișor care are câteva în el și gata, dar unde avem abundență sunt la mandarine, care mandarine vom avea din ele până pe la sfârșitul aprilie, când deja începe nisprul japonez să se coacă și încep pomii fructiferi să prindă rod. Iar vorbind de pomii fructiferi, încep toți să arate cam așa, plin de boboci și plin de floricele. La baza smochinului, ia uitați ce a început să iasă. Menta proaspătă, izma. Eu îi spun izma, mentă, fiecare după cum o cunoaște. Și deja am și făcut primul ceai de mentă proaspătă, pentru că aroma ei este inconfundabilă. Și eu când sunt răcită, asta îmi place să beau. Ceai de mentă sau ceai de izmă, mai bine zis. Așa că avem și izmă, mentă proaspătă. Eu că nu am omis nimic din ce avem prin gospodărie și dacă am omis, vă mai arăt prin vloguri. Cam asta este luna martie, lună plină de flori, plină de culoare. Ne vedem și luna viitoare cu un tur de gospodărie, un tur de comestibile din ograda noastră.